Și după ce ne-am întors la București, l-am căutat pe Părintele Sofian la Mănăstirea Antim și mi-a devenit duhovnic pentru perioada în care am fost student în București. Mai mult așa s-au rânduit lucrurile încât, începând și facultatea de teologie, m-am implicat destul de mult în activitatea SCOR-ului. Am fost și președinte al SCOR-ului între 93-94, vremurile de început. Eram atunci foarte râvnitori și doritori să facem cât mai multe. Și chiar vorbeam cu Părintele Teofan mai devreme la masă. A fost atunci ceva special, un duh de rugăciune, de așezare, care a fost prezent între noi, fără să conștientizăm foarte bine că, de fapt, era vorba de relația noastră cu Părintele Sofian, care era duhovnicul multora din cei care eram implicați în acest ascor. Părintele era o prezență, așa cum s-a spus de atâtea ori până acum, foarte discretă, delicată, dar foarte vie. El nu era tipul de om care să coordoneze lucrurile, să ne spună faceți aia, faceți aia altă. Dar ne transmitea o stare duhovnicească și ne purta în rugăciunile dânsului. În același timp, Părintele avea o smerenie și o delicatețe, cum spuneam, copleșitoare. Și a fost un om cu totul aparte prin faptul că, de fapt, el s-a apropiat de ceea ce trebuie să fie un om cu adevărat. Un om integru. Dânsului îi plăcea să spună că atunci când mintea se unește cu inima, omul devine una. Și ceea ce gândește, aceea și simte, aceea și vorbește. Și cred că în dânsul am putut vedea acest lucru. Și aceasta este, de fapt, taina cea mare a Părintelui Sofian. Unirea minții cu inima și petrecerea necontenită în Dumnezeu. Comuniste. Părintele Sofian a fost, în primul rând, un om al prezenței, al lucrării discrete, mai puțin un om al cuvântului oratoric. El s-a ferit cât a putut să vorbească despre experiența sa personală, însă putem să identificăm din cuvintele pe care le-a spus în diferite ocazii faptul că el, de fapt, ajunsese la acea unire a minții cu inima și petrecere necontenită în Dumnezeu, a fost un om de plin integru duhovnicesc. Cred că numai așa se explică frumusețea nepământeană a chipului său luminos, pacea pe care o aducea, faptul că sunt oameni care s-au convertit la ortodoxie doar văzând chipul Părintelui sau s-au convins de prezența și lucrarea lui Dumnezeu în lume. Cu adevărat, Părintele a ajuns la rugăciunea neîncetată și mai mult decât rugăciunea neîncetată, la această petrecere necontenită în Dumnezeu. Când vorbește despre rugăciune, e clar că vorbește despre sine însuși. Încet, încet, spune Părintele, pe măsura umilinței noastre, se luminează acest lăuntru al nostru și simțim că este cineva cu noi în fiecare clipă și ne poartă de grijă. Totodată crește râvna pentru cele sfinte. Parcă ne mistuie dorul de rugăciune. Simțim un glas care ne cheamă mereu. Nu te rogi? Roagă-te! Însă rugăciunea ne învață să ne rugăm și mai apoi ea se rostește singură în inima noastră chiar noaptea. Dar, pentru ca să ajungem la aceste roade, trebuie multă strădanie, multă stăruință, multă răbdare și mai ales multă smerenie.
Și încet, încet, cu mila lui Dumnezeu, rugăciunea începe să curgă în noi. Experiență. De aceea, eu am încercat să sistematizez, aș vrea să prezint pe scurt în încheiere câteva învățături foarte clare, directe, concrete, practice, de folos pentru noi toți, cu privire la felul în care ar trebui să ne angajăm cu toții în această lucrare a rugăciunii lui Iisus pentru a înainta spre acest țel al unirii minții cu inima și al petrecerii inimii contenite în Dumnezeu. În ceea ce privește semnificația și forma rugăciunii, Părintele spune că rugăciunea așa are originea în rugăciunea Vameșului din Evanghelie. Puterea numelui Iisus este în centrul acestei rugăciuni. Părintele recomanda să fie rostită în forma ei întreagă, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Prima parte, spune el, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, este recunoașterea Stăpânului a Toatălui Dumnezeu. Cea de-a doua, miluiește-mă pe mine păcătosul, exprimă toate nevoile și problemele noastre. Este, spune el, o sinteză a tuturor rugăciunilor bisericii. Iar insista însă că e bine ca rugăciunea să fie spusă pe respirație și într-o singură respirație, dacă atunci când este greu să o spunem integral, putem să o spunem prescurtat. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine păcătosul, sau chiar Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Cine poate rosti rugăciunea lui Iisus? Toți creștinii, nu doar monahii, monahii au o datorie de a rosti, toți cei chemați la Hristos, spune el, numai să fie conștiincioși în rugăciune, să fie sinceri, să fie stăruitori și să păstreze mereu postura de smerenie. Și copilașii, spune, pe la 8-9-10 ani pot să prindă această rugăciune și folosul este de negrăit. Căsătoria și familia, de asemenea, nu reprezintă un obstacol. Părintele spun că cunoaște mulți oameni căsătoriți care se roagă rodnic cu rugăciunea lui Iisus. Apoi, în mod, iarăși, sunt cele două modalități de a spune rugăciunea în timpul activităților zilnice, dar și dedicându-i un timp anume, Părintele recomanda 3-4 ori pe zi, câte 15 minute, alternativ cu alte rugăciuni din ceas loc pentru începători și, cum se spunea și mai devreme, recomandat cu mâna două degete ale mâinii drepți deasupra sânului stâng, unde este locul inimii, încercând ca fiecare cuvânt al rugăciunii să cadă exact pe acest loc al inimii, care este centrul ființei omenești. În ceea ce privește condițiile rostirii rugăciunii lui Iisus, în mod deosebit, Părintele recomanda ca și călăuze, în primul rând, se facă sub binecuvântarea duhovnicului și sub povățuirea duhovnicului, care spune Părintele Sofian, el însuși ar trebui să fie un practicant al acestei rugăciuni. Apoi sunt sfaturile Sfinților Părinți, în mod deosebit recomandat Pelerinul Rus Bornicu și volumul 8 din Filocalie. Împărtășirea cu trupul și sângele Domnului este un suport și ajutor foarte puternic, care împărtășania este de fapt cea care spre care se tinde prin rugăciune, pentru că rugăciunea, spune Părintele, nu suplinește, ci ne pregătește pentru împărtășire. Dar în mod deosebit, Părintele insista asupra trei condiții. Atenție, statornicie și despătimire. Atenția asupra rugăciunii, atenția asupra cuvintelor rugăciunii, să-ți închizi mintea în cuvintele rugăciunii, cum a primit Sfântul Siloan sfatul când a mers în mănăstire. Neatenția, zice Părintele, se interpune ca un geam între noi și Dumnezeu. Lipsa de atenție la rugăciune, spune Părintele, este o adevărată blasfemie. De aceea, când ne surprindem neatenți la rugăciune, să ne oprim, să ne căim și să începem din nou, de unde ne-am rătăcit. Și să continuăm spunând conștient fiecare cuvânt din rugăciune. Altfel, ne rugăm cu păcat. Iar unui tânăr care îl întreba ce lucrare să aibă mintea în timpul rugăciunii, spune, lucrarea aceasta este a sta cu mintea în inimă
și avea amintirea Domnului și de a striga de acolo către el rugăciunea cu smerenie și cu căință, alungând orice gând. Statornicia în deasa repetare, Părintele a fost întrebat la un moment dat care este cel mai potrivit mediu pentru a rosti rugăciunea lui Iisus. Adică să te retragi undeva în liniște sau în mijlocul orașului, și Părintele a spus, cel mai prielnic mediu pentru rugăciunea inimii este stăruința în rostirea rugăciunii lui Iisus. Să fie rostită des, cu seriozitate, ca ea să se poată înfinge în inimă. Cu atenție, perseverență, răbdare și duh smerit, cerând mereu de la Dumnezeu prospețimea rugăciunii, încredințându-ne că încet, încet, datoria rostirii se transformă într-o chemare de dragoste care aduce multă mângâiere și bucurie sufletului. Despătimirea este cea de-a treia, deci nu se poate rosti rugăciunea fără necurățit de patim, pentru că nu are Hristos lăcaș în noi dacă noi suntem plini de patim. Iar în ceea ce privește roadele rugăciunii lui Iisus, iarăși un cuvânt al Părintelui, care arată că El este un trăitor a ceea ce spune, după o multă repetare cu atenție acestei rugăciuni, apare o așezare lăuntrică și în inima duhovnicească se naște o pace neobișnuită și un fel de căldură în jurul acestui centru. Iar omul simte o foarte mare bucurie și o seninătate și o creștere a credinței, a încrederii în Dumnezeu. Simți această prezență a Dumnezeului părinților noștri. Îl simți pe Dumnezeu și îl iubești foarte mult. În plus, simți o dragoste foarte curată și sfântă pentru toate făpturile omenești și pentru întreaga făptură. Și aș vrea să închei cu un cuvânt de îndemn al Părintelui Sofian. Să răpim cât mai multe clipe din timpul nostru și să le închinăm lui Dumnezeu, rugându-ne. Să ne ținem tari, cu toată energia, împotriva vrăjmașului care vrea să ne fure această picătură de timp închinată lui Dumnezeu. Și încet, încet, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom urca și noi spre rugăciunea cea curată.